fraților și părinților. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cele din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face și Gavril harul binevestește. Pentru aceea și noi împreună cu dânsul născătoare de Dumnezeu să strigăm: Bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Această salutare, această închinare a noastră, Bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, ne aseamănă pe noi, ori de câte ori vom vrea să fim asemenea Sfântului Arhanghel Gavril, cu acest mare voievod al puterilor celor de sus. Și ne aseamănă pe noi cu toate cetele îngerești pe care, dintre care Mântuitorul a găsit pe cel mai vrednic dintre toți să trimită înainte mergător al bunei sale vestiri. Și aceasta să facem și noi, ori de câte ori ne simțim sufletul încercat, împuținat, sărăcit, înfricoșat, tremurând, speriat, să alergăm către Maica Domnului. Pentru că doar ea, din toate câte ne-a lăsat Dumnezeu de la începutul lumii până astăzi, poate să ne izbăvească din orice încercare va veni peste sufletele noastre. Știu că în ziua de astăzi, sufletele celor mai mulți dintre noi tremură și sunt tare îngrijorate și tare înfricoșate la auzul războiului, că dacă vine și peste noi, ce va fi și ce se va întâmpla? Dar haideți să nu fim puțin cu mintea și nici puțin cu inima. Haideți să dăm dovadă de bărbăție și de mărinimie de suflet și să ne aducem aminte că doar cu 2 ani în urmă au venit cu altă frică. O să vină peste voi o boală și o să muriți pe capete. Deci iată ce trebuie să vă faceți. Trebuie să vă autohandicapați, trebuie să participați la acest mare experiment mondial pe care vi l-am pregătit, un experiment genetic, în urma căruia vor trăi doar cei pe care noi i-am ales. Și când mulți dintre noi au înțeles ce se întâmplă, au venit cu altă chestiune: dacă nu faceți acestea, iată, vă pierde serviciile, iată amenzi, iată privilegii, nu mai puteți merge la sala de gimnastică, la cinematograf, la teatru și pe unde vă mai era vouă drag. Dar realitatea este că oricum nu mai puteam merge și această nenorocire pe care o adus-o pe capul nostru a avut doar un singur scop: să ne vâre frica noastră, timp în care ei să se îmbogățească. Și când frica ne-a cam trecut, pentru că ne cam săturasem să purtăm cârpele pe nas și să nu putem respira aer curat, astfel încât, indiferent ce s-ar întâmpla, să scoatem din plămâni, eu știu, virus, bacterii și ce-o mai fi, au venit cu această născocire a războiului, pe care tot ei îl pregătiseră cu mulți ani înainte. Și acum doar au apăsat așa pe buton, cum fac copiii la tot felul de jocuri. Cam asta se întâmplă. Și va trece probabil și aceasta și va veni o altă. Iar eu ce vreau să spun aici? Vreau să spun că, ca să ne legăm de subiectul praznicului de astăzi, teama și frica nu sunt altceva decât lipsa curajului. La fel cum întunericul este lipsa luminii, la fel cum frigul este lipsa căldurii, la fel cum ura și disprețul sunt lipsa dragostei. Să știm aceasta, ori de câte ori inima noastră este cuprinsă de frică, de teamă, de cutremur, să ne aducem aminte că ceea ce ne lipsește nouă este curajul. Și să ne aducem aminte de clipele în care ne-am rugat Maicii Domnului și vom înțelege de îndată cine ne-a scăpat din toată încercarea și cine ne-a dat nădejde și cine ne-a dat tărie și cine ne-a dat curaj. Măicuța Domnului. Cum a putut ea să dobândească un asemenea dar de la Dumnezeu? Pentru că iată, vedem că în Vechiul Testament au mai fost femei care s-au rugat
Poate ați auzit de Sfânta Ana, mama lui Samuel, care în tăcere striga către Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus, ce strigi către mine? Poate ați auzit la praznicul întâmpinării Domnului de o altă femeie, o altă Ana, fiica lui Fanuil, care aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu, aștepta să se împlinească în ochii săi ceea ce Dumnezeu îi descoperise despre faptul că o va întâlni pe Maica Domnului. Și aceasta a fost dreaptă și aceasta a stat la templu și aceasta și-a petrecut toată viața ei în rugăciune și în post. Deci au fost sfinte și drepte femei în Vechiul Testament. Și totuși, prin ce a biruit Maica Domnului îndurările dumnezeirii, astfel încât Dumnezeu să ne dăruiască acest sfânt praznic de astăzi. Prin dragostea sa cea mare, pentru că vedeți, ea a fost rodul dragostei, rodul rugăciunii și al postului. Părinții săi au postit și s-au rugat ca să șteargă Dumnezeu de la ei ocara sterpiciunii decenii întregi, zeci de ani de zile. Și vedeți că Dumnezeu are întotdeauna niște rânduieli pe care mintea noastră nu le poate înțelege. Vă dați seama cu ce au trăit în suflet Sfinții Părinții Ioachim și Ana decenii, nu o zi, nu o săptămână, nu un an, zeci de ani. Cu teama că pentru păcatele lor, iată, Dumnezeu nu le ascultă rugăciunea și nu le dăruiește darul. Ei, dar ce s-a întâmplat? Prin această rugăciune, sufletele și trupurile lor s-au curățit, s-au desăvârșit și au putut să primească în cele din urmă binecuvântarea zămislirii. Și au zămislit pe Măicuța Domnului, care s-a născut și îi prăznuim praznicul său pe 8 septembrie și care de la vârsta de 3 ani a petrecut în Sfânta Sfintelor. Și facem acest mare praznic al intrării Maicii Domnului în biserică, când pomenim faptul că o pruncă de 3 ani de zile a alergat pe treptele de la intrarea Templului Legii Vechi și nu s-a oprit până în Sfânta Sfintelor, acolo unde o chemase Duhul Cel Sfânt. Iar deși era interzis aceasta, iar acolo, petrecând în rugăciune, a ajuns să împreună vorbească cu Dumnezeu. Și spune foarte frumos Sfântul Grigorie Palama că acolo în Sfânta Sfintelor i s-a dăruit ei rugăciunea cea neîncetată pe care noi astăzi o ținem la o cinste atât de mare și pe care noi, monahii, o făgăduim la călugărie că o vom lucra toată viața noastră. Deci avem înainte mergător încă din Vechiul Testament, de la sfârșitul Vechiului Testament, pe Măicuța Domnului care a lucrat această rugăciune neîncetată. Și ea își pune sufletul pentru noi și ea face astfel încât să biruiască orice încercare va veni peste sufletele noastre atunci când ne vom dărui rugăciuni. Deci ea este cea care ne ajută. Și pentru aceasta a primit atât de mare dar că ori de câte ori vom fi împresurați de cetele îngerești, precum vedem din viața, de cetele îngerești cele căzute, ale dracilor, de cum vedem din viața Sfântului Maxim Capsocalivitu, orice pomenire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ne izbăvește de îndată de atacul drăcesc. Și aici vin și vă îndemn cu toată inima să alergăm către Măicuța Domnului, pentru că ea, precum unui foc curățitor a toată necurăția, a curățit calea noastră către îndumnezeire. Și ea, din tot Vechiul Testament, a fost aleasă de Mântuitorul Hristos ca să se întrupeze în pântecele Său. Deci iată, Dumnezeu ne-a făcut acest mare dar. Gândiți-vă, fraților, toată lumea veche petrecea în păcate și în spurcăciuni atât de mari cum nu se pot rosti în Sfânta Biserică și nici în afara Sfintei Biserici.
Toată lumea veche petrecea în aceste păcate. Și nu era izbăvire. Cu fiecare zi, cu fiecare lună, cu fiecare an care mai trecea, se adăugeau și se adânceau aceste păcate și se făceau mai spurcate și mai rele și mai necuvioase și mai strigătoare la cer înaintea lui Dumnezeu. Și e limpede că nu i s-a dat omului putința să biruie singur împotriva păcatului. Au fost în antichitate filozofi și înțelepți care au spus, iată, dacă veți posti și dacă veți lucra o asceză, veți face exerciții, vă veți strântora trupurile, nu veți mai fi luptați de tot felul de patim și tot felul de pofte. Da, așa este. Și noi îndemnăm spre aceasta. Pentru că Mântuitorul însuși spune că acest soi de draci nu este decât cu rugăciune și cu post. Deci postul, asceza, este foarte bun. Deci, da, așa este. Dar ce nu li s-a dat celor înțelepți dinainte de venirea Mântuitorului a fost să vadă că mai presus de toate sunt niște fapte bune care alungă duhurile cele rele de la om. Și vedeți, ei nu au înțeles că omul, de fapt, nu poate nimic împotriva duhurilor rele. Toată lumea știe de existența, chiar și păgânii, știe de existența dracilor. Dar nimeni, în afară de creștini, nu știe cum să scape de ei și să se izbăvească de ei. Noi facem crucea mare și știm că Dumnezeu ne ajută și pe loc fug dracii. Dar există clipe, cum probabil foarte mulți dintre frățiile voastre ați trăit deja, când noaptea, cine știe prin ce încercări, vin duhurile cele rele și se așează pe sufletul omului. Și simțim așa, ca o greutate pe piept. Și am vrea să facem cruce și nu putem. Și atunci ce ne rămâne? Două soluții ne rămân, care de fapt este una singură. A striga prea sunt numele Domnului, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta este rugăciunea pe care noi monahii ar trebui să o spunem neîncetat și sunt dintre noi care o și zic. Sau să strigăm cu tărie, Maica Domnului ajută-mă. Și îndată o să vedeți cum o să se spulbere tot iadul care ne încearcă. Încă o dată vă spun, sunt clipe în care sufletul omenesc nu mai are nicio putere. În care ar vrea să facă ceva, ai vrea să poți mișca o mână, să poți mișca chiar limba. Știți că se spune că mi-am făcut cruce cu limba și nu poți. Dar ce poți? Poți să te rogi, poți să chemi pe Mântuitorul Hristos sau pe Măicuța Domnului. Și atunci, de îndată, ai să simți izbăvirea și ai să știi exact cât de mult te iubește pe tine Dumnezeu și cum vrea să fie al Lui și nu al Satanei. Deci mă întorc la praznicul de astăzi, prin care Dumnezeu a arătat atâta bunăvoință încât a venit și a șters așa cam cum facem noi când ștergem cu burete farfuriile, eu știu, le spălăm la chiuvetă. Sau dăm cu mătura prin casă. Sau cu o cârpă umedă, să ducă praful. A șters Dumnezeu toată vrășmășia dintre firea omenească cea căzută și dumnezeirea sa și firea sa cea dumnezeiască și s-a întrupat în pântecele Fecioare. De aceea, praznicul de astăzi îl sărbătorim cu atât de mare fast și de aceea strigăm și noi împreună cu toți Sfinții Părinți, bucură-te, glasul Sfântului Arhanghel, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine. Pentru că în Maica Domnului se împlinesc toate prorociile. Gândiți-vă, Mântuitorul spune că undeva în Evanghelie, că mulți din cei vechi și-au dorit să vadă cele ce le vedeți voi și n-au văzut. Iată, nouă ni s-a dăruit să vedem cu ochii noștri, să vedem icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să ne putem închina ei și să ne bucurăm de acest mare praznic care a venit și ne-a deschis nouă toate ușile mântuirii. Deci, ce vom face? Vom striga și noi așa. Bucură-te cea plină de dar, poarta vieții noastre, cea de Dumnezeu pecetluită.
și din preună vecuitoare al lui Dumnezeu și Tatălui. Pentru că, vedeți, iată, mutându-se din viața aceasta, Maica Domnului se află în Sfânta Trăime și ne deschide nouă ușa milostivirii ori de câte ori alergăm către mijlocirile sale. Bucură-te cea plină de dar, mântuirea neamului pământesc, ceea ce ai prefăcut întristarea într-o bucurie și cele de pe pământ le-ai împreunat cu cele cerești și peretele cel din mijloc al vrajbei l-ai surpat. Bucură-te cea plină de har, sadul curățeniei cel nepipăit și copacul cel înfrunzit cu bună umbră al milostivirii și crinul cel ca aurul și ca porfira al adevăratei feciorii. Nu știu dacă ați, probabil că ați încercat și ați experimentat puterea rugăciunii către Maica Domnului când ați fost în ispite. Și ca nimic altceva nu ne izbăvește Dumnezeu de ispitele, de patimile acestea cele mai vizibile, cum ar fi beția, mânia, desfrânarea. De nimic altceva nu ne izbăvește Dumnezeu mai repede decât dacă strigăm către Maica Domnului. Maica Domnului ajută. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pentru că, vedeți, aceasta a primit Maica Domnului, a primit îndrăzneală ca tot iadul de s-ar oști împotriva noastră și ar vrea să ne surpe, să nu poată. Nu mai gândiți-vă la aceasta, că Mântuitorul spune că îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe piatra aceasta voi zidi biserica. Pe care piatră? Pe piatra credinței. Pe piatra credinței noastre va zidi biserica pe care nici porțile iadului nu o vor birui. Ce este biserica? Este trupul lui Dumnezeu. Și cum adică trupul lui Dumnezeu? Trupul lui Hristos. Păi da, pentru că iată, s-a împărtășit Mântuitorul din trupul și din sângele Maicii Domnului. Și ne-a dăruit această Sfântă Biserică în care noi să ne putem mântui sufletul. Așa cum pe Maica Domnului n-au putut-o ispiti și n-au putut-o cuprinde ispitele acestui veac și toți dracii s-au temut de rugăciunea sa, așa cum în ea s-au împlinit toate prorociile prorocilor, care, precum vă spuneam, că a zis însuși Mântuitorul că mulți și-au dorit să vadă și n-au văzut, tot așa, în Sfânta Biserică, cu tainele Bisericii, ne împărtășim de milostivirea și de îndurările Măicuței Domnului. Și putem și noi să strigăm împreună cu toți Sfinții care s-au mântuit din veac. Așa, și împreună cu Sfântul German, Patriarhul Constantinopolului, din care am citat până astăzi, până acum. Noi ce ai alungat de la Dumnezeu din pricina mulțimii păcatele noastre, prin tine l-am căutat pe Dumnezeu și l-am aflat și aflându-l ne-am mântuit. Puternic este ajutorul tău spre mântuire, neavând nevoie de alt mijlocitor către Dumnezeu. Aceasta și noi știind-o, dar nu numai atât, ci aflând-o și prin cercare din cele pe care le-am cerut adeseori, pe tine, avându-te sprijin al nostru prea fierbinte, primim plinirea cererilor și la tine scăpăm, acum cât suntem poporul tău, moștenirea ta, turma cea îmbunătățită prin chemarea Fiului tău. Căci cu adevărat nu este capăt măreției tale, nu este sațiu ajutorului tău, nu se pot număra binefacerile tale, căci nimeni nu se mântuiește decât prin tine prea curată, nimeni nu se izbăvește din chinuri decât numai prin tine prea nevinovată, nimeni nu capătă în dar iertare decât prin tine prea curată, nimeni nu este miluit prin har decât numai prin tine prea cinstită. Pentru aceasta, cine nu te va ferici? Aceasta este puterea Maicii Domnului și pentru aceasta sărbătorim pricina praznicului de astăzi. Și încă o dată vă spun, fraților, înălțați-vă inimile și prindeți curaj în inimi. Prindeți curaj și nădejde, pentru că nu poate iadul, nu poate nici adunarea oamenilor cel stăpâniți de puterea celui rău
să vină și să ne facă ceva. Câtă vreme Maica Domnului va fi cu noi și ne va ajuta. Am mai zis și o mai spun, dacă trăim toate aceste nenorociri pe care le trăim, le trăim pentru că putem să le biruim. Pentru că nouă ni s-a dat darul de a le birui și de a le rușina. Și cum putem să... Cum adică? Păi da, pentru că, iată, asemenea încercări câte au fost de la începutul lumii, ca cele de până astăzi, nu au mai fost. Pentru că s-au depărtat oamenii de biserică, s-au depărtat oamenii de credință și atunci, omul fiind prost, nu știe săracul că unde nu este Dumnezeu, este sigur satana. Nu este nici cât un fir de păr, nici cât o lamă de cuțit, cât nimic din lumea asta între Dumnezeu și satana. Când am despărțit sufletul nostru de Dumnezeu, când nu mai este gândul nostru și cugetul nostru și inima noastră nu mai sunt lipite de Dumnezeu, când nu mai este în suflet dorul de Dumnezeu și dragostea către El, când nu mai este în suflet smerenia aceea care imediat aduce harul Duhului Sfânt, atunci vine satana și ne ia în primire. Și prostul de om nu știe ce pățește, nu știe ce îi se întâmplă, nu are control. El crede că el hotărăște. Nu, nu el hotărăște. Vine vrăjmașul și pune în mintea lui, uite, fă cu tare și fă cu tare. Și lui se pare, băi, ce gând bun am. Gata. De acum, să vezi, rezolv toate problemele vieții mele și ale întregii planete. Și de fapt, acolo este vrăjmașul diavol care lucrează prin el. Putem să ne ridicăm. Putem să ne izbăvim. Este nevoie de pocăință, este nevoie de post, este nevoie de rugăciune. Modelul pe care ni-l pune înainte biserica este modelul Maicii Domnului, care prin post și prin rugăciune, prin smerenie și prin dragoste dumnezeiască, ne-a izbăvit de toate încercările. Așa și noi, să nu ne tem, pentru că vă spun aceasta, în frica lui Dumnezeu vă spun, dacă noi, cei de aici, cât suntem, câteva zeci, și alții, cât se vor mai ruga Maicii Domnului, vom striga, Maica Domnului, nu ne lăsa! Maica Domnului, adu pacea cea dumnezeiască în sufletele noastre și în toată lumea, să știți că toată lumea se va izbăvi. De câți apostoli a avut Domnul nevoie? De 12. Și iată, a adus creștinismul în toată lumea. De câți credincioși este nevoie ca să biruie orice încercare din această lume? Și aici vine, ne putem gândi la Lot și la îngerii care au venit în chipul Sfintei Treimi în Sodoma. Și la Avraam, la Sfântul și Dreptul Avraam, care a negociat cu ei și a spus, n-a îndrăznit să ceară mai puțin. De vor fi 20 de drepți, vei pierde cetatea? Nu. De vor fi 10, vei pierde? Nu. Și sigur că putea să ceară și mai puțin. De vor fi 5, o vei pierde? Cu siguranță nu pierdea Domnul Sodoma. Dar n-au fost nici acei 5. Așa încât, și vedeți, a venit el însuși și a scos pe Lot și familia sa de acolo, din mijlocul fără de lege. Așa și pe noi, dacă ne vom ruga, ne va păzi Dumnezeu și ne va ocroti. Și nu numai țara noastră o va izbăvi de toate încercările acestea cumplite prin care vrășmașul mântuirii o trece astăzi. Dar toată lumea, și lumea creștină și cei care nu-L cunosc încă pe Hristos, vor putea să cunoască puterea creștinilor. Frații, haideți să alergăm către Măicuța Domnului să ne izbăvească pe noi și pe toate generațiile câte vor fi și să ne facă și nouă părtași unui colțișor de rai, acum și în veci. Amin.